E coadă mare pentru autografe, ce înseamnă asta? E ca pe vremea generației de aur? Păi pe vremea generației erau și mai mulți oameni, dar pe timpul acela era tot București afară. Îmi aminte când ne arătau la, eram în America și ne arătau la televizor ce se întâmplă în România și erau stradele, bulevardele pline de oameni ieșiți și sărbătoreau. Sunt foarte mulți copii care probabil n-au văzut pe viu aventura din perioada aceea. Da, sunt copii tineri care n-au văzut meciurile, n-au simțit, eu știu, tensiunea aia care am avut-o, dar își mai aduc aminte, acum poate să ne găsească pe internet, poate să ne găsească și acum avem și mulți steliști aici, nu? Și eu am jucat la Steaua, eu sunt steliști, avem și foarte mulți steliști. Când am intrat, am întrebat, că erau niște oameni acolo, sunteți dinamoviști? Nu, steliști. Steliști sau FCSB-ști? Steliști, nu, FCSB-ști, nu. Cum ați primit vestea aceasta, procesul câștigat de cei? Nu știu să vă explic. Nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat de s-a ajuns să se despartă unii de alții, FCSB, CSA, nu știu. Dacă vă spuneam în urmă 10, 15, 20 de ani... Nu știu, asta chiar vorbeam când m-am dus la Belgrad și mă întrebau ce se întâmplă, Steaua București mai există? Și le-am spus că nu mai există, dar acum au schimbat numele, sunt FCSB, nu mai este Steaua București. Bine, acum nici eu nu înțeleg, dar... Și m-au întrebat, mi-au spus așa, că și ei, pe timpul Iugoslaviei, Partizan Belgrad era echipa armatei. Și zice, cum voi de v-ați dispărut așa? Ce s-a întâmplat? Partizan Belgrad s-a privatizat, au început să... S-au privatizat, au continuat mai departe, au participat în cupele europene, cupele... Și nu s-au... N-au dispărut. Când acest conflict între cele două cupuri, e normal ca FCSB-ul să joace în Champions League preliminarii pe Ghencea? Păi, nu știu ce să vă spun. Cum ar fi? Ce ați dorit să le împărtășesc? Eu mi-aș dori să joace în FCSB-ul sau CSA-ul. Bine, FCSB-ul, care este în prima ligă, nu? Să joace pe stadionul Steaua și să fie continuarea clubului Steaua. Acum, ce să vă spun, nu știu, că e FCA-ul care sunt în divizia a doua. Nu știu cât o să reușească ei să ducă mai departe și dacă reușesc să ajungă în prima divizie. Nu știu, dar e o situație complicată. V-ați gândit vreodată că poate să joace între ele, să fie un derby între CSB cu CSA? Nu cred că o să fie un derby, nu cred că CSA-ul are puterea să intre în prima divizie și să joace. Nu cred că tot trebuie să se privatizeze, tot trebuie să apară cineva cu mulți, mulți bani ca să... Nu, e foarte greu. Pentru meci sunteți în formă? Poftim? Sunteți în formă pentru meci? Păi am fost la 3-4 antrenamente, și mi-am văzut colegii. Dar să știți că mulți se vaită, că îi dor genunchiul, glezna, că... Cu burtica stau bine? Cu burtica nu, uite... Am făcut cineva? O alergare în jurul terenului mai rapidă și au rămas 2-3 în spate și fiara a rămas în spate. Acum nu știu cum o să reacționeze. A dat cineva jos? Câteva programe? Păi o încearcă să dea. Acum nu i-am văzut pe mulți colegi. Nu l-am văzut pe Tibi Selimeș, pe Ilie Dumitrescu, care se pregătește în sală individual. Și i-au spus băieții să trimită și el un video, să vedem ce face el acolo, că poate ne minte, nu? Deci, eu n-am avut niciodată probleme cu kilograme, niciodată. Eu trebuia să mănânc mai mult, să mă îngraș mai mult. Tot timpul îmi spuneau să... Am avut și un post care era mai în spate acolo, nu aveam contact cu adversarul. Eu eram mai tehnic. Acum joc fundaș central în linie. Partea stângă sau partea dreaptă, dar în linie. Și vei juca cu titular sau cum? Poftim? O să fiți titular sau cum să păi fiți? Păi o să fiu titular, sigur, titular. O să vină impresar cu meci, ce preconizați? Vă sună? Nu cred că o să vină.
Nu așteptăm, nu avem așteptări de impresar. Ne gândim cum o să terminăm meciul. Dar vă gândeați în 94 că perioada aceea o să ajungă în muzeul sportului? Păi ne gândeam. Acum știți cum e. Fiecare club are istoria lui, fiecare club are muzeul lui. Și am fost și la Valencia, am fost și la Real Madrid, și la Barcelona, și la Steaua Roșie, Belgrad. Au muzeu, intri în muzeu, vezi pozele pe, și cei jucătorii mai vechi și trofeele care s-au câștigat, așa e peste tot. Și FCSB-ul și ei, nu, au și ei muzeu. Acum m-am gândit, toți ne gândim să cucerim cât mai multe trofee. Când joci fotbal, te gândești să cucerești cât mai multe trofee și să ajungi mintea, să ajungi la echipa națională. Asta e maximul de... Care e cea mai frumoasă amintire de la Națională? Păi cea mai frumoasă amintire de la Națională sunt calificările care le-am avut. Calificările la Campionatul European și la Mondial. Calificările erau, eu știu, meciul cu Irlanda de Nord, parcă meciul cu... Și erau niște meciuri foarte importante, aveam niște emoții, băteau pulsul. Și la campionatul mondial acesta, care meciul ăsta cu Suedia, acolo ăla ne-a rămas în minte. Mai aveam 6-7 minute și puteam să jucăm un semifinal a campionatului mondial. Vă dați seama, semifinal a campionatului mondial. Jucam cu Brazilia. Ne dădeau o bătută, dar... Sau poate nu, da. A fost o presiune mare atunci la meciul acela? Nu, presiune nu a fost, normal, presiune normală, nu presiune, dar n-am reușit, am avut niște greșeli acolo în apărare și la primul gol și la al doilea gol, niște greșeli care ne-au costat. Când vedeți produse firme suedeze, ce reacție aveți? După atâția ani v-a trecut? Păi nu le vedem, le închidem. Da, a fost o... a fost cel mai, eu știu, negativ lucru din cariera mea sportivă, cel mai... În rest, mai am jucat și cu Steaua București și cu Steaua Roșie Belgrad și am jucat meciul de calificare pentru campionat, pentru cupele europene, pentru UEFA, pentru Champions League și am mai pierdut meciul, dar acolo am pierdut un meci care puteam să-l câștigăm și să mergem la campionat, la semifinala campionatului mondial. Era ceva extraordinar. Generația aceasta actuală poate să viseze, să treacă de lucru, să viseze mai mult? Ei visează, la fiecare meci visează să câștige, să meargă mai departe. Acum, dacă sunt în stare, foarte bine, dacă reușesc, e extraordinar. Știți cum e sfatul? Un sportiv de performanță, ce trebuie să facă? S-au schimbat și timpul, și strategiile s-au schimbat, și multe s-au schimbat. Acum nu mai vin jucătorii la Națională să iau o săptămână sau două săptămâni de pregătire, de vizionare a adversarului, să se pregătească, și după aia. Acum vin 4-5 zile vin din toată Europa, și e foarte greu să se pregătească și să se mobilizeze. Noi stăteam centralizați în cantonament. E cineva noul Belodedici în actuala generație, are calitățile noastre? Nu mai există noul Belodedici. Belodedici a dispărut. De când s-a terminat cu postul de libero, gata, la revedere. Mie mi s-a desfințat postul. Avem Hagi în joacă. Avem și Ilie Dumitrescu. Păi acum ce să vă spun? Sunt băieți care sunt. Nu știu acum. Sunt băieți ca și Ilie Dumitrescu. Man, da, sigur. Man extraordinar. E și stângaci ca și Hagi. Bine, n-are viteză asta, dar e...
sunt jucători în mijlocul terenului care și în apărare. Numai că postul meu s-a desfințat și nu se mai joacă cu liber. De asta primesc mai multe goluri. Dacă jucau cu libero, nu primeau așa de multe goluri. Că libero îi mai îndrepta greșelile care le aveau. Acum, da, s-au modernizat. Din copii acum. Sunt mai agresiv ca noi. Da, copiii noștri.